se filmează, gata. La mulți ani România, la mulți ani militari București și Pajura, nu? Da. Și Pajura, așa. Am revenit la GEDO cu Dan Cristian. Vom lucra astăzi umeri, tot în sistem SST. Sper că v-a plăcut episodul de dinainte. Sper că i-ați dat follow lui Dan și subscribe pe YouTube. Încurajați-l să posteze, că el are multe lucruri de spus, dar probabil e nevoie de cineva ca mine care să... Să-l împingă de la spate, da, să-l aducă mai aproape de plăcerea asta de a face YouTube. Ai făcut câte? 3 video, nu? 3-4 video, dar m-am oprit pentru că n-am avut continuitate, pentru că vreau să concurez, să am plan, știți, mai făcut-o drumul și a început carantina, au început toate lucrurile astea nasoale. Fii atent, și... drumul e dacă îl faci cu alții, dacă îl faci singuria pe adânci. Ah, am înțeles. Trebuie să te chinui, să te duci tare, la fund, să te duci la fund. Hai că n-a fost bună asta, oricum găsim noi niște sinonime. Bun, deci ai febră rău, ca da. Feedback, s-a întâmplat data trecută. Ai mâncat, ai refăcut? Da, acum suntem gata să facem umeri. Suntem gata să facem umeri, haide să ne încălzim, facem rotații externe, așa și așa, și rotări de antebrațe înainte-înapoi, rotări de brațe înainte-înapoi. Asta e încălzirea specifică atunci când vrei să faci umeri, vreo 2-3 serii probabil la mișto, după care am să vi las pe Dan să vă explice care e conceptul antrenamentului de umeri de astăzi. Și apropo, ia, am o curiozitate. E o chestie pe care eu n-am știut-o până recent. Te-ai întâlnit vreodată cu informația asta, care e cea mai mare grupă din trenul superior? Piept, spate, trapez, umeri, brațe, biceps, triceps? Cea mai mare grupă? Da. Bine, măsurătoarea cred că e făcută pe sedentari, pentru că nu e ce crezi tu că e. E o chestie pe care am aflat-o anul trecut și am... Ea zice spate, dar nu știu. Nu e spatele, dar umerii. Ce? Umerii? Da, pentru că au... Bine, la tine probabil ar putea chiar să fie, pentru că antero posterior e foarte mare. Ia, întoarce-te un pic să vadă un om. Antero posterior e mare și de aici până aici, să zicem, dar adâncime, are aspect 3D. Pe când pieptul, deși are o suprafață mai mare, să zic, are un perimetru mai mare, n-are adâncime, da, n-are ăsta 3D-ul. Și când am auzit prima dată umeri, am avut așa o reacție asta. Am vrut să rezist informației, știi? Acum, na, dacă ai umeri grupă slabă și pieptul grupă bună, cum e Corneluș, și are pieptul dublu decât umeri, probabil, știi? Dar ca idee, mi s-a părut fun fact, trivia. Hai să ne antrenăm. Două cupe de Big Shot pe care le iau băieții ăștia, le iau așa, hap. Iar aici am intrat workout-ul și am să vă arăt în următoarele story, uite. Exact ce se petrece înăuntru și tot în următoarele story-uri veți vedea noile campanii de la Prozis cu produse gratis la comenzi în valoare de peste 240 de lei, unde aveți și transport gratuit. Hai să ne antrenăm tare! Salutare, este foarte devreme și vreau să vă arăt strategia dinainte și din timpul antrenamentului. Înainte de antrenament avem Big Shot, două cupe, după care în timpul antrenamentului vom avea amino esențiali, o singură cupă, avem Energy Isocarb, o singură cupă, avem creatină 1 gram la 10 kg, respectiv 8 grame în cazul meu, iar intra-workout avem tot o cupă. Cam asta este abordarea. Uite, te dau. Stai, stai, faci video cu Panda. E natural sau nu? Acolo când... Suntem în perioada de testare a aparatelor, că sunt două. Este acela pe care tocmai l-a testat și acum încercăm și pe ăsta. Diferența între ele este că banca asta este ușor mai înclinată, banca asta este mai dreaptă și, mă rog, din coace ai un mâner cu mai multe variante de prize, aici și nu prea ai variante de prize. O lăsăm pe Dan să decidă ce aparat îi place mai mult și acolo ne vom distruge. Cochetează cu tot felul de prize, mai larg, mai... Ar găsi mai bine la fel. Vă simți mai bine la asta? Da. A, e și banca mai dreaptă aici un pic. Le facem pe asta. Vom începe cu cluster sets, ca pentru oricare grupă. E același principiu la oricare grupă, SST. Vom începe cu împins la aparat, sau Smith, dar prefer aparat, să vedem ce avem pe sală. Sunt bune toate. 3 cluster sets, a câte 4 serii de 5 repetări. Cu asta greutate cu care am putea să facem normal vreo 10. 10, da. 10 la epuizare, ar fi 10 cu care îți alegi 5. Și cu 75 5. Secunde pauză între cele 3 clustere. Da. Hai să-i dăm, ne-am încălzit. Intrăm în seriile de lucru, asta e prima serie. 2, 3, 4, 5. Una,
2, 3, 4, 5. Bun. Avem 75 de secunde pauză, dar am mers cu 60, eu am mers cu 45. Mi s-a părut grea oricum, sper să clusterul ăsta al doilea, vreau să-l duc tot cu 45. Sper să pot și al treilea, dar măcar al doilea, pun ambiția să merg la 45. Ce se întâmplă dacă nu mai merge? Scazi greutatea sau? Scazi greutatea, da, scazi greutatea. Deci ce mai rău caz o să fac 40. Împinsul la umeri e un exercițiu pe care dacă nu-l faci, îl pierzi. În momentul în care îl făceam, aveam niște recorduri tari de tot, nu mai cazul. Nu prea fac. Care? 2 3 4 Bă, băiatule, bă. Foarte dificil ce facem noi aici. Poate vi se pare ușor, dar nu e, e greu. Și te gâfâie, cardio. Cardio specific, nu cardio alergare, țac, țac. E altceva, antrenamentul ăsta. Total altceva. Ați încep cu hanorac, eu încep cu pantalonul. Da. Gata. Bagă. Da. Stai că poate fi. Bună, fel. Yep. We'll be right back.
Mai fac? Nu, mai nu. Bun. Pauză, cât se face pauză între aparate? Eu de obicei iau cam cât revin, cam 2 minute. Cam. Bun. Care e aparatul numărul 2? Laterale, bănezut sau ce? Da, laterale. Îmi face cu o greutate 80 repetări, 45 de secunde pauză, aceeași 30-15-le, 30-45. Da. La șterg. Umeri, în grupă mică, putem să coborăm până la 5 secunde, adică să facem 45-30, 15-5, 15-30-45. Ce să facem? Dar eu sincer... La picioare nu se poate, adică am încercat așa și nu... Nu, dar la mine, eu la umeri de laterale oricum, nu că aș fost puternic la ăsta, dar eu pe laterale chiar sunt foarte stab ca forță, adică... M-am atrat numai pe... Și lișezul le vrei? Cu 6 cred că fac, sincer. Și la fel, cu 6? 10, nu ceva de ori. O să cer 6, sincer, adică la... Ridicări laterale nu am forță, am făcut numai 35-40 de repetări, numai în zona asta mă antrenez de obicei. Sunt puternic pe rezistență, dar nu pe forță de asta. Mai respirăm un pic și revenim. Le face sincron ca la boy band. Hai să facem una așa și da, trei da, clasere, da. Nu? Trei clasere. Nu sunt clasere astea. Una singură? E, faci cu aceeași greutate. Ah, da, da, da. Și pauză, da, și absolut. O să uită pe astea. Nu joacă. Eu mai sunt 15, cred că. Mi s-a părut foarte, adică... Te-am luat 8. Nu cred că eu merge cu 12. Ce vrei tu să facem? 12. Cât te-ai luat? Da? 12. Și mi-am luat 8. A, deci prin prima am resetat-o, gen, prima n-a fost ce trebuie. Da, nu, aia cu, n-am pus, da. Merg, bun. Dar n-am pus-o la imprizare, trebuie să-mi cam. Da. Hai mă să cer cu 10, ce cât ai. Că tu te-ai strâmbat mult mai tare ca mine la asta, că ți-a fost greutatea mai grea decât a mea. Tu te așteptai să ajungi la imprizare la ultima, dar nu, asta la fiecare trebuie să ajungi la imprizare. Ok, bun. Max reps, adică... Înțeleg? Ai vrut să trebuie să mă dozezi? Nu. Îmi zici. Mai stai. Ok, gata. S-a notat. Oricum le-am încurcat. Prima săptămână care le-am făcut, mereu am făcut altceva. Și eu m-am uitat la ce am meditat ieri și erau unele duse la epuizare și unul nu la epuizare. Bine, ești departe, nu eram, adică, da. 5 secunde. Hai. Și... Una! Prinderea mea, 10. Câte aparate? 4, nu? 5. 5 aparate de 1 metru. Da, face și posterior. Lasă-mă dezbrac să arăt că sunt pompat. Hai. Una. Așa. Sute. 5 secunde. O să meargă una, două, repetă. Da. 4.
Mamă! Una! Uită! Trei! Trei și să se pune. S-a încordat cu trapezul, cu splenius, cu sternocleidul, cu tot. Am și un medic acolo. Cu pubis. Cu pubis, da. Ultima. 45 secunde. Hai să forțez 8 aici. Sper să merg 8. Greu. Știi mă că erau de la ce vrei să faci? Da. Am încercat ieri, că am avut una secundă și avea dreptate. Dar sunt niște chestii care apăsau cu vreo aproape 10 ani. Să îți rău ăștia de scoare. Știu. Se mai vezi scoare? Mamă, câta campanie a fost atunci. Și ne-a stricat să facem ultima trană cu aia. Sau de alea. Sărul de alea, amoniac, știi? Da, n-am folosit jos. Am luat-o odată. Încerc să stau departe de droguri. Încerc să stau departe de droguri și alucinogene. Ce alucinogene? Hai, 3 secunde. 8. 1. 2. 3. Yeah! Olou! Grea bătat! Bun, deci noi am vorbit fără să vă explicăm vouă. Urmează... Câte clasere sunt? Unul singur, nu? Nu e ne clasă set. E un singur exercițiu. O singură serie, cum ar veni. În care alegem o greutate în care putem să facem 10 repetări pentru grupa mare. Sau 6 repetări... Nu, 10 repetări pentru grupa mică sau 6 repetări pentru grupa mare. Din care o să facem 10 serii a câte 3 repetări pentru grupa mare și 5 repetări pentru grupa mică, cu pauză de 15 secunde între primele 5 serii și pauză de 20 de secunde între ultimele 5 serii. Ok, bun. Și asta e greutatea deja? Da. Trebuie să ne iasă 10 ori 5 aici? Da. E ușoară. Poți să faci ultimele 4 de 3 repetări. Da? Ok. E ușoară. Let's go. O vreți să faci și chiar vreți să faci și ușoară rău? Păi da, dar vezi că după aia nu se mai fie. Hai! Pentru că știi care e chestia? Primul set oricum o să fie ușor. Primele 5 o să fie ușor. Hai că vedem, hai că vedem.
N-ascultați. O resetăm sau le facem următoarele 5? În continuare. Bun. Bază. O secundă în contracție, că... Da, da. Una. Bine. Acum o să fac live-ul izare, că e ultima? Da, da, da. Cel puțin 5, părerea mea. Șmecherea la ăsta, indiferent de priză. O să fiți unii care o să vă uitați și o să ziceți, bă, trebuie să prinzi mai larg. Nu asta e șmecheria, poți să fii și apropiat, poți să fii și mai larg. Se compun forțele un pic diferit, toate șmecheria e în felul motor. Spatele drept, capulele apropiate, pe lângă corp și te gândești în momentul în care ridici, că împingi cot un tavan, mișcarea trebuie să fie asta de ridicare laterală. Chiar dacă ai brațul drept, chiar dacă e brațul așa 90 de grade, mișcarea trebuie să fie aceeași. Deci coatele fac mișcare, coatele conduc mișcare. Începătorii faceți sau fac, în caz că nu sunteți începători și vă uitați la asta, cu încheieturile deasupra. Da. Asta nu-i ramat, asta e o porcărie. La fel, la ridicări. Da, asta așa. Intimile așa. Totdeauna trebuie să fie degetul mic, umărul în linie cu cotul și cu încheietura și pumnul ușor rotit spre jos. Asta e o variație cu pumnul, da, rotit. Eu așa simt. Când fac și când fac posterior, da, ca să țin o linie, tot așa e mâna, nu e așa. Dacă țin așa, intră spate. Ideea e frumător. N-are ce să caute pumnul deasupra cotului, ca să, da, țineți minte chestia asta. Nici aici, nici aici, da? Deci, ori drept,
orcotul un pic deasupra unului. Respirăm un pic și ne apucăm de următorul. Ești chemat la vorbitor. Ultimul exercițiu, reverse pec deck. Ultimul? Da. De-al patrulea. Cinci. Împins, laterale, ramat, al patrulea. Îmi pare da, rău. Ai dreptate. Hai să tăiem. Nu pot să treșezi cu mine. Eu vreau să mă antrenez tare. Eu am venit să plec rupt acasă. Dacă nu mă rup după 5, îl fac cu al 6-lea da, eu. Da, da, da. La asta vom face... Vino aici, cameră. Se numește The Aggressive Set. Vom face o serie la epuizare de 8-10 repetări. După care vom scădea cu 20-30% greutatea. Vom face 6 secunde pe negativ. 6 negative. După aia scădem din nou cu 20-30% și vom face 6 secunde pe pozitiv. O secundă pe negativ, îi dăm drumul. După care, când nu mai putem să completăm, ținem în izometrie la jumătatea cursei. Bun, putem. Până când se... Puteți să facem un paralel și pe ăsta? Da, da, cred că putem. Hai să vedem. Că avem 60 de secunde pauză, oricum între. Ah, bun. Hai să dăm. Nu știu câte repetări vor merge, e prima oară când fac, dar... Cât între 8 și 12 repetări la epuizare, nu știu exact, 8 și 12. Vedem, vedem câte merg. Hai să vedem. Da, dar a fost ușor, adică... Bă, ce, 79?
încep să trăiesc. De ce fac eu chestia asta oare? De ce? Ce boală am? Mamă, n-aveți idee, deci... L-ați văzut pe Dani, flash, chiar stai cu spatele un pic. Ia uitați. Antrenament de umeri, de te îngenunchează în halul ăsta. Ăsta a fost exercițiul numărul 4. Exercițiul numărul 4. Hai la 5, ia zi, ce urmează 5, la 5? 5 urmează. O să fie un fel de finisher, median, o să dat de median. Și la fel. O să face un aparat. Vom face 3 serii cu 60 de secunde pauză între ele. 3 serii a câte 9 repetări. Primele 3 repetări normale, 3 repetări 6 secunde pozitiv, negativ, normal și pe 3 repetări normale. ...71 de kilograme. Doar că o să mai ridic scaunul. Să-l mai ridici? Da. Ultima grea. Hai. Repede. Start. Una. Și sus. Două. Și sus. Bravo. Le-am lăsat pe toate acolo, pe aparat. N-a rămas nimic nefăcut. Am făcut de toți banii de abonament. Aoleu. Asta a fost exercițiul numărul 5. Așa. Încă două serii de dezbrăcare și
stângat. Sunt cataroi. E ok, pot să mă îmbrac? Arată-le cum se face. Uuuu, Iisus. Așa, ăla-i. Shoulders. Deci cam asta a fost antrenamentul de astăzi. Așa arată un antrenament SST pentru umeri. Este criminal, o grupă pentru care nu dai atât de mare importanță în general. Cred că sunt puțini care se antrenează tare la umeri. Umeri cel puțin n-am făcut, cred că 10 ani de zile separat, numai după piept și după spate, numai așa. Acum am zis să încerc să... În mare parte și eu, dar și-ar permite să facă cu umerii după piept. Eu nu, n-am umerii grupa bună, cel puțin nu partea mediană. Posterior, așa, anteroposterior, am oarecare lățime. Adică, de aici, aici, e destul de mare umărul. Dar că stau așa, n-am... La aceeași problemă am și eu. Să se vadă mai rotund din față, știi, că stai în semirelasată. În semirelasată n-am fără față, da. Bine, pentru asta există simtol. Sau simtol. Da, ăsta a fost antrenamentul de astăzi. Pe Dan îl găsiți la dan.cristian1. Vă las și YouTube-ul lui aici. Ne vedem la episodul următoare cu, probabil, ce urmează după asta? Brațe? Spate? Spate am făcut. Spate urmează. Spate. Spate ar fi, după aia brațe. Mâine spate? Ce facem? După ce ne-am rupt posteriorul acum, oare? Sau trebuie să luăm mâine pauză sau facem mâine trick? Păi abia am făcut pauză ieri. Da, e cam... Ar merge braț. Da. Brațe, pauză, spate. Da. La spate, mie că a trecut prea mult timp de la ultimul spate. Că tot într-un l-am făcut. Când ai venit, mai ții minte? Miercuri am venit. Ar fi cam... 8 zile. No, deci, prea mult pentru mine. Da, încă am febră la spate, încă am febră. Așa că aș putea să fac mâine. Te-am zis că frecvența ține foarte multă intensitate. Așa este. Bun, deci probabil data viitoare ne vedem la brațe. Lăsați-mi secțiunea de comentarii. Cam ce ați vrea să-l întreb pe Dan, vreau să fac un interviu cu el să ne povestească tot parcursul lui. A avut chestii foarte interesante de-a lungul vieții, inclusiv cum arăta când s-a apucat și cum a progresat inițial, potențialul genetic pe natural și multe, multe chestii pe care... Accidentarea, revenirea după accidentare. Sunt foarte multe chestii pe care o să vi le împărtășească și ați vrea să le știți, că nu știu dacă le găsiți chiar în altă parte în forma asta. Așa că ușor, ușor o să... Vă răspundem unor întrebări, dar lăsați-mi secțiunea de comentarii. Întrebările cu cele mai multe avoturi vor fi și adresate. Deci, subscribe, follow lui Dan, follow mie și ne vedem la episodul următoare. Baftă! Cheers!